Mare meci, mare sâmbătă la Vișina. Formația din localitate, Voința, va primi vizita ocupantei locului secund în clasamentul Ligii a 4-a Dâmbovița, într-un joc în care echipa vizitatoare pornește cu prima șansă la victorie. Remiza liderului Gloria Cornești din etapa trecută, 1-1 din deplasare cu Progresul Mătăsaru, are aprins lupta pentru întâietate, dar și speranțele recoltei, astfel că vișinenii au o misiune dificilă, dacă nu chiar imposibilă, în confruntarea cu formația din Gurașuții. Voința Vișina a pierdut 0-3 la Masa Verde jocul de la Voinești din etapa intermediară de marți, din cauza faptului că a ajuns cu întârziere la arena din localitate, iar arbitrul de centru a fluierat sfârșitul partidei după 20 de minute de așteptare. De partea cealaltă, recolta Gurașuții a făcut instrucție cu unirea Colibaș, înscriind în poarta nefericitului golkeeper oaspete de mai puțin de 14 ori. Programul complet al etapei cu numărul 30 din campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița este următorul.